Eu mănânc o dată în zi. Da. Nu-mi place apa și am recunoscut-o, adică sunt consecventă în afirmații, da? Beau lapte precum un bebeluș, beau ceai, mănânc ciorbă, nu-mi place apa, nu beau apă, iată, am băut în... acum că n-am avut de ales, da? Dacă ar fost după mine, îmi luam un cafea cu lapte. Și altfel mănânc puțin pentru că ăsta este metabolismul, asta este până la urmă și... într-un fel alegerea mea, sunt o persoană sedentară, leneșă și comodă și asta recunosc. N-am reușit să fac din sport un prieten și un aliat și atunci, în momentul în care nici nu faci mișcare, trebuie să tai și mai mult din aportul caloric. Da? Deci m-am autocondamnat la această restricție de cantitate și sărăcie din punct de vedere caloric, însă atunci când mănânc tot ce-mi place, adică n-am niciun fel de interdicții. Nu mi-e frică să mănânc merdenele, șnițel, cartofi prăjiți. E adevărat însă că este rar și cantitatea este mică. Adică atunci când spun merdenele, nu știu dacă am mâncat în ultimile 5 luni, da? Dar în capul meu este faptul că am permisiunea, da? Și că nu este interzis, contează. La fel și cartofii prăjiți, cred că am mâncat acum 3 luni, dar... Din nou spun, nu este interzis, deci nu-mi interzic nimic și încerc să, pe perioada zilei, să mă amăgesc. Apropo de foame, nu e că nu mai simt foamea, ferească Dumnezeu, nu putem uita de senzația de foame, însă mă amân și mă amăgesc. Dacă mi-este foarte foame, mai iau, eu știu, un covric cu un lapte bătut, mai mănânc o banană sau o supă cremă, astfel încât să trag de timp și să ajung la masa de seară, că odată în zi este, da, e seara, când să pot și eu să stau așa relaxată la masă și să am această bucurie că mi se cuvine o masă în zi. E o chestiune de antrenament și de perseverență. Nu mă mai întreb, îmi place, nu-mi place, e o realitate. Este și realitatea mea. În sfârșit, iată, am auzit, în sfârșit, da, iată, bine. Da, absolut, da, ai dezlegare, am din partea dezlegare, mea, nu faci nimic greșit. E o chestiune de realism și de, până la urmă, de a pune un echilibru între silueta pe care ți-o dorești și, să zic, puțina mâncare pe care poți să ți-o mai permiți. De multe ori fac comparații, apropo de bugetul financiar, sunt un om sărac din punct de vedere buget de calorii și mă comport în consecință. Adică degeaba îmi plâng de milă, un om sărac nu se duce la mall și nu se uită cu jind la toate vitrinele alea pentru că știe că în buzunar n-are decât 3 lei. Deci eu încerc să am contact minim cu mâncarea, tocmai ca să nu mi-aduc aminte în fiecare moment că sunt un om sărac. Cine vrea să beneficieze de recomandările tale, unde te găsește? În momentul ăsta nu fac consultații, dar mă puteți găsi la ProTV. Acolo mă vedeți, este locul, cred, care mi-a oferă cea mai bună vizibilitate și cea mai mare vizibilitate. Consultații așa, unul la unul, n-am mai făcut de multișor, cred că din momentul pandemiei, și acum este din ce în ce mai greu să mă reapuc, pentru că mi se pare că partea asta de educație și de a vorbi oamenilor într-un fel în care să ajung în mai multe case, să fiu mai eficientă, tot ce înseamnă media îmi aduce mai multă vizibilitate. Altfel, dacă mă apuc să fac consultații unul la unul, intru dimineața și ies seara din clinică și mai mult de 10 oameni nu pot să văd într-o zi. Profit de televiziune ca să ajung în mai multe case. Asta înseamnă emisiunea ta pentru tine, nu? Da, înseamnă Doctor de Bine. Da. În fiecare weekend, dimineața, da, la ora 10 fix. Și în timpul săptămânii, la matinal, la jurnalul de dimineață, și acolo mai avem pastile plăcute în legătură cu mâncarea, tocmai pentru ca să dăm oamenilor acest optimism, această energie pozitivă. Mâncarea nu este elementul negativ, toxic și nociv din viața noastră. Nu datorită ei nu din cauza ei ne îmbolnăvim și nu datorită ei ne vindecăm. Este doar un element care să ne aducă bucurie și m-am erijat, să zic așa, în acest apărător al mâncării, mai ales într-o societate precum a noastră. Românilor, dacă le-ai stricat bucuria și relația cu mâncarea, mai rău de atâta nu poți să le faci. Deci eu vreau ca oamenii să rămână în continuare pozitivi și optimiști în raport cu mâncarea și să știe că pot mânca din orice, cu condiția să fie puțin. Puțin din tot.